Un incendiu violent a distrus mai multe opere de artă aseară în zona Dorobanți din capitală. Flăcările au pornit la acoperișul clădirii în care se aflau tablourile și s-au extins imediat și la restul încăperii. Locuința ar fi proprietatea unui cetățean libanez, reprezentantul în România al unei mari corporații internaționale. Am văzut doar că arde și că se străduiesc să închidă nenorocirea asta. Da? Ce ați văzut când ați ajuns? Flacără arde. Flăcările mari au scos din case mai mulți locatari din zonă. Oamenii au chemat speriați pompierii care s-au luptat zeci de minute cu incendiul. Da. Cât de mari erau flăcările? Era destul. Un puternic incendiu? Nu, la început nu, după. Intervenția nu a fost una ușoară, deoarece în zonă nu erau hidranți. Pompierii au fost nevoiți să umple de mai multe ori autospecialele cu apă. La momentul sosirii forțelor la locul intervenției, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă la nivelul acoperișului. Intervenția a fost îngreunată datorită lipsei surselor de alimentare cu apa autospecialelor, lucrul la înălțime și mai ales datorită construcției acoperișului. Nu sunt probleme deosebite, nu au fost victime. Casa ar fi locuită de un cetățean libanez, reprezentantul în România al unei mari corporații internaționale. Incendiul ar fi fost provocat, se pare, de un scurt circuit. În locuință se aflau și mai multe opere de artă extrem de valoroase care au fost afectate de flăcări și de fumul gros. Probabil de la un scurt circuit, au reparat toată vara casa și probabil că lucrările nu s-au efectuat cum trebuie și cu o flacără uriașă deasupra. Deci tot acoperișul în flăcări. Pompierii și polițiștii au deschis acum o anchetă pentru a afla cu exactitate de la ce a pornit incendiul, dar și pentru a evalua pagubele.